Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul lui Dumnezeu pentru seara aceasta este acest binecunoscut verset din Isaia, capitolul 9, versetul 6, care ne vorbește despre nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Isaia 9, cu 6. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi Minunat, Sfetnic, Dumnezeu Tare, Părintele Veșniciilor, Domn al Păcii. Amin. Cum spuneam, pasajul este printre cele mai cunoscute texte biblice legat de nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Să nu uităm că cel care vorbește acest cuvânt din partea lui Dumnezeu, din partea Duhului Sfânt, este profetul Isaia și estimarea în timp este aproximativ 700-750 de ani înainte ca să se nască Iisus Hristos. Dar Isaia spune căci un copil ni s-a născut. Aici avem ceea ce în teologie numim perfectul profetic. Perfectul profetic. Adică avem un cuvânt rostit la trecut căci un copil ni s-a născut, dar a cărei semnificație este o împlinire viitoare. Însă pentru că îl vorbește Dumnezeu, este așa de sigur evenimentul încât este prezentat prin acest prezent perfect, profetic, ca și când deja s-a întâmplat, ca și când deja s-a împlinit. De ce? Pentru că în mintea lui Dumnezeu evenimentul există, în mintea lui Dumnezeu și în planul lui Dumnezeu nașterea lui Iisus Hristos există și nimic nu poate împiedica acest adevăr. Nimic nu poate împiedica acest adevăr. Este ca și când, să vă ilustrez și apoi intru în subiect, Domnul stă de vorbă cu profetul Ieremia. Dacă puteți să-mi puneți pe ecran Ieremia 1 cu 11 și în engleză și în limba română. Ieremia 1 cu 11. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Ce vezi, Ieremiu? Eu am răspuns, văd un veghetor. Da? Cornilescu a avut dificultăți ca să traducă pasajul acesta, pentru că în ebraică nu scrie că văd un veghetor, ci în ebraică este folosită o locuțiune verbală, se numește, o expresie. Și în engleză este tradusă exact. Englezii au tradus-o expresie așa cum apare ea, dar nici pentru englez nu face nici un sens. I see an almond branch. Văd o creangă de migdal. Pentru că apoi versetul 12, puneți-l în continuare, și Domnul mi-a zis, bine ai văzut, căci eu veghez asupra cuvântului meu ca să se împlinească. Then the Lord said to me, you have seen well, for I am watching over my word to perform it. În engleză, traducerea acum nu face niciun sens. Ce vezi, Ieremia? Văd o creangă de migdal. Bine ai văzut, Ieremia, pentru că eu veghez asupra cuvântului meu să împlinească. Care este logica? Nu este nicio logică.
dacă nu înțelegem limbajul, dacă nu înțelegem locuțiunea verbală. Și atunci, în ebraică, când spui văd o creangă de migdal, spui următorul lucru. Exact ceea ce se aude, o creangă de migdal, adică văd un proces. Această creangă de migdal pe care o vede Ieremia 1:11, în ebraică mai are încă un element, o creangă de migdal înmugurită. Este înmugurită. Dacă este înmugurită, însemnează că iarna a trecut, s-a intrat în primăvară, că primăvara înmuguresc, nu? Pomii. Și acum, următorul sezon care este? Vara. Și apoi, toamna. Deci Ieremia zice, ebraice, văd un proces în care a înmugurit creanga de migdal și acum știu că în final vor fi frunze, vor fi fructe copte și va fi recoltă. Nu mai poate împiedica nimeni procesul acesta pentru că iarna a trecut. Deci încolo urmează numai vară și toamnă. Procesul merge până la capăt. Și Cornilescu s-a gândit și s-a răzgândit și a găsit cum să traducă românește. Ce vezi, Ieremio? Și el ce zice? Văd un vegheator. El a construit o locuțiune verbală ca să facă sens pentru noi, fără să se depărteze de ideea. El a tradus idiomatic, fără să se depărteze din text. Văd un vegheator. Și atunci Domnul a zis, bine ai văzut, Ieremio, pentru că eu veghez asupra cuvântului meu să se împlinească. Adică, spune-i lui Israel, lui Iuda, că 70 de ani vor fi robi în Babilon. Și din ziua în care se duc robi în Babilon, începe procesul de eliberare a lor. 70 de ani durează, dar procesul acesta nu-l poate împiedica nimeni, pentru că uite-te în Scriptură, Ieremia, este Isaia cel care a zis înainte să se nască Cirus cu 150 de ani și încă îi spune pe nume, că nu era nici robie babiloniană, nu era nici imperiu persan. Așa vorbește Domnul către Cirus, unsul meu, auzi. El va da drumul poporului meu și va da poruncă să se reconstruiască Ierusalimul. Ieremia, spune-i că procesul merge de la A, de la ziua din tâi, din anul întâi, până la Z, ultima zi din cei 70 de ani. Eu veghez ca să se împlinească procesul acesta. Nu mă pot împiedica alt imperiu sau alte probleme. Nu mă pot împiedica nimeni. Se împlinește. Avem limbaje care, dacă nu le înțelegem în felul în care sunt construite în Scriptură, s-ar putea să avem dificultăți în a interpreta cuvântul Domnului. În cazul de față, în textul din Isaia 9:6, avem un prezent profetic, perfectul profetic. Se vorbește la trecut, dar sensul este de viitor. Este așa de exact și de clar ce vorbește Dumnezeu, că nimeni și nimic nu poate împiedica procesul acesta. Copilul acesta, din mintea Domnului, din gândirea Domnului, din planul Domnului, este ca și născut. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat. Mesajul meu în această seară este copilul care s-a născut. Copilul care s-a născut. În textul nostru, din care se poate vorbi volume, în seara aceasta ne vom uita la trei lucruri. La trei lucruri. Primul lucru, în text avem o proclamație minunată.
căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat. Este o proclamație minunată. Are trei dimensiuni. Prima este o proclamație minunată pentru că are o doctrină scripturală. Are o doctrină scripturală. Cum deseori ați auzit din acest pasaj, copilul care se naște este om, dar aceeași persoană care se naște este divin, este Dumnezeu. Deci, un fiu ni s-a dat. Doctrina este scripturală. Nici nu putea profetul Isaia să vorbească altfel. De ce este proclamația aceasta minunată? Pentru că adevărul pe care îl spune este biblic. Eva a greșit, deși ea a pus la minte bine lucrul acesta. În Geneza 3:15, când Dumnezeu a judecat între șarpe, diavolul și om, în particular Eva, pentru că ea a fost prima care a călcat porunca lui Dumnezeu, luând din pomul cunoștinței binelui și răului și dându-i apoi și lui Adam, Domnul a spus elementul evanghelic: sămânța ta va zdrobi capul șarpelui. Și dacă vă uitați în capitolul 4, spune: Adam a cunoscut pe Eva, un eufemism, deci un limbaj, o tehnică de limbaj specifică scripturii și tradiție iudaice, deci a fost intim cu Eva și a născut un fiu, l-a născut pe Cain. Cornilescu traduce: am născut un fiu cu ajutorul lui Dumnezeu. Dimensiunea ebraică a textului este acesta. Eva a înțeles bine ce a vorbit Domnul, nu m-a aplicat greșit. A înțeles bine și Eva, când a zis: am născut un fiu cu ajutorul lui Dumnezeu, în ebraică, practic, sensul este, Cornilescu, i-a fost greu să traducă și englezii, nici englezii nu au, dacă puneți 4:1 Geneza, nici englezii nu au tradus mai grozav, pentru că nu au putut să priceapă dimensiunea. Eva zice: am născut pe omul Dumnezeu. I have gotten a man with the help of the Lord, traduc și englezii. În ebraică scrie: am născut pe omul Dumnezeu. Eva a înțeles perfect teologia biblică, că se va naște un om Dumnezeu care va zdrobi capul șarpelui, dar a aplicat greșit, gândindu-se că primul copil pe care ea îl naște este omul Dumnezeu. Și apoi, când l-a născut pe al doilea, în versetul 2, zice: and again, she bore his brother Abel. Now Abel was a keeper of sheep, and Cain a worker of the ground. They au pus numele Abel. Știți ce înseamnă Abel? Abel, românește. Când l-a născut pe Abel, Eva a zis: m-am înșelat cu primul, că nu este omul Dumnezeu. Nici acesta nu va fi Dumnezeu, pentru că va pieri ca un abur. Abel înseamnă abur, o suflare. Și primul care a pierit, cine a fost? Abel. Doctrina pe care o prezintă Isaia în proclamația aceasta minunată este scripturală, este biblică. S-a născut omul Dumnezeu, un om se naște, un fiu ni s-a dat, înseamnă ca să se dea existat de dinainte, de aceea este minunată proclamația. Deci prima dimensiune este doctrină scripturală. Al doilea lucru care este spus în această proclamație este
dispoziția sufletească. Acum, frați și surori, doamnelor și domnilor, un copil ni s-a dat, un copil ni s-a născut. Când se naște un copil, trebuie să fie o dispoziție sufletească înaltă. Înaltă. Nu trebuie să fie un egoism care să te împingă să fugi la doctor să faci avort. Nașterea unui copil înseamnă o dispoziție sufletească de laudă, de mulțumire, de binecuvântare. Nu este așa? Că Biblia spune din partea lui Dumnezeu, copiii sunt o binecuvântare de la Domnul? Da, avem greutăți pentru că trăim încă în trup de carne. Dar copiii sunt o binecuvântare și eu mă mir că în societatea contemporană este atâta gălăgie, praf în ochi, pe seama aceasta a dreptului la avort. Și uitați-vă dumneavoastră ironia. Cine demonstrează pentru dreptul la avort? Cine? Tocmai aceia care s-au născut. Păi, dacă ei erau avortați, mai puteau să facă gălăgia aceasta? Tocmai ei care s-au născut, ei se ridică împotriva acestui fapt a nașterii de copii. O dispoziție sufletească înaltă. Proclamația este minunată pentru că e scripturală, o doctrină scripturală, o dispoziție sufletească înaltă și apoi are a treia dimensiune, un dominion sfânt, o domnie sfântă și domnia va fi pe umerii lui. Iată că acum vorbește la plural, pentru că atunci când s-a născut copilul acesta, s-a născut într-o stare de smerenie absolută. Fiul lui Dumnezeu, Creatorul lumii, Împăratul împăraților și Domnul domnilor, Răscumpărătorul nostru, s-a născut într-o iesle, nu într-o casă împărătească, nu în purpură, în scutece făcute din haine vechi, într-o iesle, acolo unde mănâncă animalele. El, pâinea vieții, a fost pus într-o iesle. Dar, pentru că Biblia vorbește aici la viitor, deja data aceasta, și domnia va fi pe umerii lui, frați și surori, Domnul nostru Iisus Hristos vine a doua oară. Vine din nou. Și acum când vine, nu mai vine zmerit. Vine cu glorie și cu mare cinste. Oștile cerului vor însoți călări, spune Apocalips 19. Biserica va fi alături de el îmbrăcată în podoabe sfinte, în straie de glorie, în trupuri nemuritoare. Vom coborî cu el pe pământ și prima ordine de zi va nimici pe anticrist, pe profetul mincinos, și va arunca în iazul de foc și de pucioasă. Și apoi va spune unuia din îngerii lui, poate lui Mihail, arhanghelul care este cel mai mare la ora actuală în lumea îngerilor, îi va spune, închide-l și pe Satana pentru 1000 de ani, în adânc, ține-l acolo singur, să mediteze. 1000 de ani, după care va fi aruncat în adânc, în iazul de foc și de pucioasă, unde timp de 1000 de ani profetul mincinos și cu anticrist au stat doar ei doi și au îndurat toată teroarea lacului de foc și de pucioasă, care este moartea a doua, despărțirea eternă de Dumnezeu. Deci, când vorbim despre copilul acesta care s-a născut, primul lucru pe care îl luăm în seamă în această seară este proclamația aceasta minunată, pentru că are doctrină scripturală, omul Dumnezeu are o dispoziție sufletească în ea, trebuie să te bucuri și trebuie să ne bucurăm, s-a născut Mântuitorul, s-a născut unul ca noi, dar glorie Domnului, fără de păcat, fără de păcat, și a trăit fără de păcat,
și s-a făcut păcat în locul nostru și a murit pentru noi, pentru mine în primul rând, pentru tine care asculți Evanghelia, dar a înviat glorios din morți și ne-a arătat că ne va învia și pe noi. Slăvit să fie numele Lui! Și dispoziția sufletească trebuie să fie una de bucurie și de asemenea dominionul, domnia Lui va fi una care trebuie să ne umple de bucurie, pentru că împreună cu El vom domni etern peste tot cosmosul. O proclamație minunată. Apoi, în al doilea rând, textul ne vorbește despre o posesiune minunată. Un fiu ni s-a dat. Ni s-a dat cui? Cui? Nouă. Ni s-a dat nouă. Este posesiunea noastră, posesia noastră. Este averea noastră. De aceea, întrebarea fundamentală este aceasta. Pentru că este averea ta și pentru că este averea mea. Ce faci cu Iisus? Ce faci cu posesiunea ta? Pilat a întrebat, și iertați-mi expresia, a întrebat ca un idiot, dar ce să fac cu Iisus? Ce să fac cu Iisus? Să-L pun la închisoare? Să-L bat? Să-L desfigurez în bătaie? Să-L umplu de sânge? Ce să fac cu darul pe care l-am? Să-L pun în ștergar și să-L ascund? Să ignor bogăția cea mai mare pe care o am? Ce faci cu Iisus? O posesiune minunată. Dacă vrei să ai răspuns la această întrebare, răspunsul poate să fie infinit, însă am să spun trei lucruri în seara aceasta. Ce să faci cu Iisus, cu posesiunea aceasta, cu averea aceasta? Și primul lucru pe care ți-l spun este aceasta: iubește-L pe Iisus. Amin? Iubește-L pe Iisus. Și dovada că-L iubești, că-L iubesc, că-L iubim, este să împlinim poruncile Lui, cuvântul Lui. Ioan 14:15, cine mă iubește, împlinește poruncile mele. Dacă vrei să știi ce să faci cu Iisus, iubește-L. În al doilea rând, dacă vrei să știi ce să faci cu Iisus Hristos, cu averea aceasta, cu posesiunea aceasta, ascultă-L. Ascultă-L. Nu asculta de lume. Nu asculta de glasul firii. Nu asculta de invitația prietenilor. Nu asculta de soțul necredincios, de soția necredincioasă. Nu asculta de bosul batjocoritor și vulgar. Ascultă de Dumnezeu. Ascultă de cuvântul lui Dumnezeu, lui Iisus Hristos. Și vei trăi. Și apoi, cel de-al treilea lucru pe care ți-l spun în seara aceasta, ce să fac cu Iisus? Ce să fac cu posesiunea aceasta, cu darul acesta, cu averea aceasta? Adu-i închinarea ta. Așa cum spune Psalmul 45 cu versetul 10. Și dacă este Dumnezeul tău, sau și fiindcă este Dumnezeul tău, adu-i închinarea ta. Versetul 11. Și fiindcă este Domnul tău, adu-i închinăciunile tale. Cântă, dăruiește, încurajează, iubește casa Lui, iubește viața sfântă, iubește pe frați, roagă-te Lui, studiază-i cuvântul să-L cunoști, să-I cunoști voia, să-I cunoști planul.
și spune și altora despre frumusețea și minunăția acestui Domn glorios, Iisus Hristos, omul Dumnezeu. O posesiune minunată, un fiu ni s-a dat, este al nostru. Să nu ne facem vinovați și să spunem, eu nu știu, eu nu l-am avut pe Iisus, eu n-am știut de Iisus. Când auzi cuvântul Domnului, deja ai auzit de Iisus, deja știi de Iisus. Și posesiunea aceasta, averea aceasta, trebuiește îngrijită, trebuiește investită. Deci, în primul rând, o proclamație minunată, în al doilea rând, o posesiune minunată și, în al treilea rând, copilul care s-a născut este o persoană minunată. O persoană minunată. Îl vor numi minunat. Felul în care s-a născut, nu s-a născut nimeni ca el. Din Fecioara Maria. Nu s-a născut nimeni ca el. Nașterea lui este o naștere minunată. Viața lui este o viață minunată. Trăirea lui este o trăire minunată. S-au dus vrăjmașii lui să-l aresteze, speculând cuvintele lui ca să aibă motiv, argumente să-l aresteze. Dar până a venit vremea, n-au putut să-l aresteze, nimeni n-a putut să-l aresteze pe Domnul. Cuvântul Domnului, dacă îl citim cu atenție, el s-a dat în mâna lor, nu l-au putut aresta. Pentru că atunci, știți foarte bine, în seara în care am mers să-l aresteze, în grădina Ghețimani, el i-a întrebat, pe cine căutați? Pe Iisus din Nazaret, brav și tare, cu săbii scoase, cu ciomege în mână, echipați după modelul timpului. Pe Iisus din Nazaret? Și atunci a revelat numele. Doamne, i-a zis Moise, dacă mă duc la poporul lui Israel și mă întreabă cine m-a trimis, cum îl cheamă pe Dumnezeul tău? Ce a zis? Spune-le că cel ce se numește Eu Sunt, acela m-a trimis la voi. Și Iisus atâta le-a spus, Eu Sunt. Și ce s-a întâmplat? Au căzut ca morți la pământ. N-au putut să-l aresteze. El s-a dat în mâna lor. S-a predat el singur în mâna lor. Pentru că te-a avut pe tine în vedere și pe mine. Ca să ne scape de sub povara păcatului, de sub vinovăția păcatului și de sub puterea morții. Și a judecății și a mâniei lui Dumnezeu. Nu este minunat? Este minunat. Viață minunată, trăire minunată, putere minunată. Apoi el este minunat pentru că este sfetnic, adică sfătuitor. Lumea noastră este plină de consilieri, unul mai năstrușnic decât celălalt. Fiecare își dă cu părerea în domeniul acesta. Unii sunt buni, învață mult, sunt efectivi în anumite situații, până la o anumită limită. Dar dacă vrei să ai un sfat care să-ți dea viață, sfatul acela, singurul care îl are, este Iisus Hristos. Pentru că El are cuvântul vieții. De ce credeți dumneavoastră că s-a întors spre cei 12 după ce 70 l-au părăsit dintr-o dată? S-a întors la ei și a zis, dar voi nu vă duceți. Voi nu plecați. Și Petru a spus, unde să ne ducem? Unde să mergem? Nu putem pleca. De ce? Pentru că la tine sunt cuvintele vieții. Sfetnicul nostru, sfătuitorul nostru, este Iisus Hristos, omul Dumnezeu, Dumnezeul om. Cum vreți să spuneți? E minunat în sfatul lui. Apoi el este Dumnezeu tare. Deși s-a născut copilul acesta, el era în același timp Dumnezeu tare. Era tot puternic. Chiar dacă trebuia să-i schimbe scutecele Maria, chiar dacă trebuia să-i facă băiță, chiar dacă trebuia să-l învețe să vorbească, să-l învețe să umble, era Dumnezeu tare.
persoana cealaltă care era prezentă, Dumnezeu, era atotputernic. Era atotputernic. Și Dumnezeu a rămas și este atotputernic pentru totdeauna. Iisus Hristos a fost, este și va fi atotputernic, Dumnezeu atotputernic, glorie Lui. Și apoi, cum spuneam în altă ocazie, e singurul copil care este părinte deja, pentru că uitați cum traduce mai departe, de ce e minunat? Este părintele veșniciei, eternității. Cum să nu fie minunat copilul acesta? Deja este tată, chiar dacă trebuie să fie alăptat la sânul mamei, este tată. E minunat. Și apoi, în descrierea lui Isaia, este Domn al păcii. Dacă lipsește ceva omenirii, societății contemporane și societății omenești din totdeauna, ce i-a lipsit? Pacea. Pacea. Nu vedeți, noastră, și în biserică, frați și surori n-au pace între ei. Nu se pot vedea între ei, nu pot vorbi între ei. De ce n-au pace? Au puțină cunoaștere de Dumnezeu. Și la această întrebare, ce să fac cu Iisus, încă nu și-au răspuns. Pentru că dacă îl iubești pe Iisus și îl asculți pe Iisus, ai pace. Te grăbești să ai pace. Umbli în pace, trăiești în pace, trăiți în pace cu toți oamenii, întrucât atârnă de voi. Căutați pacea, alergați după ea, nu alergați de ea, nu fugiți de ea, alergați după ea. Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace, spune cuvântul Dumnezeu. Stai la dispoziția Domnului să te umple cu Duhul Lui cel Sfânt și roada Duhului este pace. Domn al păcii. Este minunat Iisus? Este minunat. Copilul care s-a născut este minunat, întreit în seara aceasta în mesajul nostru. În proclamație e minunat. În posesiunea care ni se oferă e minunat. El s-a dat nouă. În persoana Lui este minunat. N-a mai fost, nu este și nu va mai fi niciodată o persoană ca Domnul Iisus Hristos în care să locuiască îmbinate într-o singură persoană două naturi distincte. Una omenească, un copil ni s-a născut și una divină, un fiu ni s-a dat. Dumnezeu a făcut o minune și personal abia aștept să ajung la Domnul în împărăția Lui și să-mi explice mai bine minunea aceasta a întrupării sale. Pentru că cu mintea noastră afectată de păcat și cu dimensiunea creierului uman sub această afectare a păcatului, este greu să pătrundem taina aceasta. Avem idei, avem explicații, dar totuși este greu. Când vom fi ca El, nu vom mai cunoaște nimic în parte, ci vom cunoaște desăvârșit, după cum El ne cunoaște cu desăvârșire astăzi când stăm înaintea Lui. În concluzie, Iisus s-a născut, Fiul lui Dumnezeu ni s-a dat. Ce faci cu El? Întrebarea este aceasta. Crezi că El a fost un om ca și tine, dar fără de păcat? Crezi că El a fost în același timp Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat, atotputernic și sfânt? Crezi că persoana Lui este ceea ce spune Psalmul 45, cuvinte pline de farme când clocotesc în inimă și zic, de la versetul 1 și 2, ca pana unui scriitor iscusit să-mi fie limba. Versetul 2, Tu ești cel mai frumos dintre oameni. Nu este nimeni mai minunat decât Iisus Hristos. Și acest minunat Iisus și acest frumos Iisus, aduceți-vă aminte că tot Isaia spune,
de data aceasta în capitolul 53. Cine a crezut în ceea ce ni se propovăduise? El a crescut înaintea lui ca o draslă slabă. Era așa de bătut, așa de schimonosit, așa de desfigurat. Deci asta este termenul acum. În bătaia care i-au dat-o soldații romani, în smulgerea bărbii, în corona de spini, în loviturile cu biciu, era așa de desfigurat că n-avea nimic ca să te atragă. Ne-am întors privirea de la el. Am crezut că e pedepsit de Dumnezeu. Dar el purta, de fapt, în trupul lui ce? Păcatele noastre, fără de legile noastre, vinovăția noastră, condamnarea noastră. Cum să nu-L iubești pe acest Iisus? Cum să nu te bucuri de acest Iisus? Și cum să nu-L slujești pe acest Iisus? De ce să mai întreb ca și Pilat, dar ce să fac cu Iisus? Vrei să-L vinzi? Vrei să-L minți? Vrei să-L înșeli? Vrei să-L pasezi în responsabilitatea altora, cum a făcut El? Ce să faci cu acest Iisus? Iubește-L pe acest Iisus. Ascultă-L pe acest Iisus și adu-i închinarea ta. Nu numai la aceste sărbători de iarnă, adu-i închinarea ta în fiecare zi, pentru că El este Domnul care ne poartă de grijă, cum am și cântat astăzi la timpul de rugăciune, ne poartă de grijă în fiecare zi, ne vindecă în fiecare zi, ne păstrează bunătatea în fiecare zi. Dacă n-ar fi Iisus Hristos, cine ar putea sta în picioare? Cine? Eu nu. Dar nici voi, nici unul. Este bunătatea lui Iisus. Este minunăția vieții acestui Fiu de Dumnezeu. Că suntem mântuiți, că suntem copiii Lui și că suntem răscumpărații Lui. Glorie Lui!